uragan cu ploaie și furtună a făcut prăpăd în sudul Moldovei. În epicentrul dezastrului s-a pomenit satul Gaidar. La două zile după trecerea furtunii, satul rămâne plin de copaci căzuți, iar pe una dintre străzi nu există electricitate. Potrivit primarului satului Gaidar, în eliminarea consecințelor dezastrului au fost implicați membrii Comisiei Locale pentru Situații de Urgență. Rafalele puternice de vânt au smuls acoperișul școlii locale, au distrus acoperișurile caselor, au doborât copaci. Ploile puternice au spălat drumurile din sat. Doar 72% dintre grădinițe și 83% dintre școli dispun de blocuri alimentare ce corespund cerințelor din domeniul sanitar-veterinar și sunt autorizate la structurile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Înainte de începerea anului școlar 2018-2019, ANSA a efectuat evaluarea condițiilor sanitar-tehnice a blocurilor alimentare din incinta instituțiilor preșcolare și școlare și calitatea produselor alimentare admise în alimentația copiilor. Potrivit agenției, mai există instituții cu probleme ce necesită soluționare în continuare, inclusiv au nevoie de reparație, utilajul de lucru e în stare de uzură, au spații și suprafețe de lucru insuficiente, dotare insuficientă cu utilaj tehnologic și frigorific. La multe școli și grădinițe lipsește sursa de apă curgătoare, utilajul de încălzire a apei și sistemul de canalizare. În plus, mai multe instituții nu au un sistem corespunzător de ventilare, dar și personal calificat cu studii în domeniu. După ce au fost luați pe sus de polițiști în fața monumentului lui Ștefan cel Mare și Sfânt în dimineața zilei de 27 august, liderul platformei de Andrei Năstase spune că pregătește o plângere penală împotriva polițiștilor. Totodată, Năstase s-a arătat dispus să ofere ajutor persoanelor care au fost evacuate forțat din centrul capitalei. Amintim că în dimineața zilei de 27 august, mai mulți protestatari care au rămas peste noapte în scoarul monumentului lui Ștefan cel Mare și Sfânt pentru a protesta, au fost evacuați cu forță de către polițiști pentru a pregăti scoarul pentru ceremonia de depunere de flori. Potrivit manifestanților, la ora 6 dimineața, poliția a prezentat un ordin al primarului interimar Ruslan Codreanu, care ar fi cerut întreruperea manifestației pe perioada ceremoniei oficiale. Pentru că protestatarii nu au fost de acord, poliția a intervenit cu forța. De cealaltă parte, primarul interimar al capitalei Ruslan Codreanu a afirmat că nu a semnat nicio dispoziție în acest sens. 1246 de întreprinderi au fost finanțate prin intermediul programului PARE 1+1 începând cu anul 2010. Până în prezent, în cadrul programului au fost oferite granturi în sumă de 242.400.000 de lei, ceea ce a permis atragerea investițiilor în valoare de 767.700.000 de lei. Programul a contribuit la deschiderea 538 de întreprinderi noi, majoritatea în zona rurală, și la crearea 3200 de locuri de muncă. Participanții la program au dezvoltat afaceri noi pentru Republica Moldova, precum cultivarea migdalului, creșterea struților și melcelor și altele. 48% dintre antreprenori au până la 35 de ani și circa 30% sunt femei. Programul de atragere a remitențelor în economie PARE 1+1 pentru anii 2010-2018 este destinat lucrătorilor migranți sau rudelor de gradul 1 ai acestora care doresc să investească în inițierea sau extinderea unei afaceri la Baștină. În cadrul programului, antreprenorii pot obține un grant în sume de până la 250.000 de lei în baza principiului 1+1. Fiecare leu investit din remitențe este suplinit cu un leu din cadrul PARE 1+1. Astfel, programul facilitează accesul la finanțarea pentru migranți și reintegrarea acestora în societate, contribuind totodată la dezvoltarea economică a Republicii Moldova. De asemenea, programul stimulează înființarea întreprinderilor mici și mijlocii, informând despre oportunitățile de dezvoltare a unei afaceri în țara de origine. 1975 de persoane au fost instruite până acum în domeniul organizării unei afaceri.